Cristina, în capitală, din păcate, în apropierea capitalei, străzi inundate în urma ploilor din ultimele ore. Se întâmplă la Popeșle, Ordeni, acolo unde mașinile abia mai pot înainta prin apă. Pe unele străzi, apa depășește jumătate de metru, iar circulația este complet blocată. Potrivit meteorologilor, în unele zone se pot înregistra în continuare ploi abundente, cu până la 70 de litri pe metrul pătrat. Și avem că chiar acum prognoza actualizată a meteorologilor este cod galben de furtuni și ploi abundente în aproape toată România. Unde vor lovi vijeliile în orele următoare, aflăm chiar acum de la meteorologul Alina Șerban. Bună ziua, Alina! Bună ziua, Mihaela, bun găsit tuturor. Într-adevăr, și ziua de astăzi va fi caracterizată de un grad de instabilitate atmosferică destul de ridicat. Acesta va fi pe arii mai extinse și mai intens în sud-estul, centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, dar nu excludem astfel de fenomene și în celelalte regiuni, însă se vor semnala pe arii mai restrânse. Astfel încât Administrația Națională de Meteorologie a actualizat mesajul de cod galben pentru această după-amiază, ce vizează în mod deosebit aceste fenomene specifice instabilității atmosferice, în care au primit cod galben județele din Dobrogea, local Muntenia, Moldova, Transilvania, partea de nord a Olteniei și, bineînțeles, toată zona montană. În aceste zone vorbim de un potențial foarte ridicat pentru dezvoltări noroase convective, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe alocuri chiar vijelii și căderi de grindină. În consecință, averse torențiale, așa cum s-a întâmplat și pe parcursul zilei de ieri, cantități importante de apă care se pot înregistra atât în intervale scurte de timp, dar și prin acumulare, cantități ce pot depăși 25, 30, 40 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 60, 70 de litri pe metru pătrat. Ei bine, gradul de instabilitate atmosferică se va menține și pe parcursul zilei de mâine, în mod deosebit în nordul, centru și estul teritoriului, mai puțin în celelalte regiuni, iar de la mijlocul săptămânii vorbim de o încălzire continuă, un val de căldură, un val ce aduce temperaturi de caniculă 35 și peste 35 de grade la început în regiunile vestice, apoi și în celelalte regiuni. Miercuri în vest, joi, vineri în extindere, în vest și sud în mod deosebit, dar cald va fi și în celelalte regiuni și în consecință un disconfort termic din ce în ce mai accentuat.